seara, dragii mei! De-a lungul timpului, cred că fiecare dintre noi avem nevoie de confirmări că Tatăl Ceresc ne ascultă, ne știe grijile și ne întinde mâna măcar din când în când. Nu-i așa? Am descoperit o poezie minunată din care am înțeles că cel sau cea care a scris-o, pentru că n-am aflat autorul sau autoarea, a simțit în viața sa prezența Tatălui Ceresc. Și pentru că emană atât de multă iubire și căldură, îmi doresc să o ascultați și dumneavoastră, să vă încarce și să vă aducă sensurile de care aveți nevoie. Mi-e dor de tine, Doamne. Mi-e dor de tine, Doamne, stăpânul meu prea sfânt. Ce aș face fără tine pe acest străin pământ? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt? În jurul meu dușmanii sporesc neîncetat, dar tu de ei mă aperi, stăpâne îndurat. În urletul furtunii, sub trăsnete și frig, durerea mea și spaima, la cine să le strig? Ființa ta, o, Doamne, e pacea, viața mea. Ce aș face fără tine în noaptea vieții grea? Ce aș face fără tine, Doamne, de a ști că nu existi? Dar știu că ești cu mine în fiecare zi. Și în fiecare clipă mi-i dai semn că mă iubești și mă susții. Iar vorba ta senină atâtea suflete au încălzit. Depinde doar de mine și de tine poarta s-o deschidem, iar tu, Părintele Divin, ai să pătrunzi și ai să-mi cânți în suflet și ai să-mi spui, așa cum spui mereu de fiecare dată, că ești cu mine, că mă iubești, că mă susții, iar vorba ta senină și înțeleaptă mă face să înfloresc și să-mi doresc să fiu așa cum tu ne-ai creat, să dăruim acestei lumi vorbe și fapte și bucurie și iubire. Părintele nostru, Tatăl Ceresc, Dumnezeu, arhanghelii, îngerii, toți vin să ne susțină atunci când avem nevoie. Și am fost plecată în țară și am întâlnit atât de multe cazuri, oameni care au beneficiat din plin de ajutorul divin. Iar în emisiunile care vin, am să vă povestesc din când în când despre aceștia care l-au întâlnit și l-au trăit pe Dumnezeu, a căror viață s-a schimbat prin ajutorul pe care l-au primit. Așa că, dragii mei dragi, niciodată nu suntem singuri. Cereți cu credință
ajutorul și dăruiți-l mai departe. În adâncul ființei noastre, sufletul nostru știe că de câte ori strigăm după ajutor, acesta vine. Faceți-o cu bucurie și încredere și cu recunoștință și îl veți primi. Vă spune un om care de câteva ori în viața sa, Tatăl Ceresc i-a salvat viața. Așa că, dragii mei dragi, aveți răbdare în forța din voi, credeți în divinitate, iar lucrurile se vor aranja de la sine. Vă aștept cu mare drag și altă dată. Noapte bună și să ne revedem cu bine. La revedere!